Salut! Ce sentimente vă trezesc aceste exemplare de alge din specia ulva sau cum sunt numite popular lăptucă de mare? Probabil că nu unele prea plăcute dacă ne gândim la zilele de vacanță petrecute pe litoralul românesc, unde plajele nu prea sunt curățate. Însă, ce părere v-ați face dacă v-aș zice că gura aceasta de oxigen pe care ați inspirat-o adineauri se datorează în mare parte lor? Ei bine, da, algele, alături de multe alte specii, fac parte din fitoplancton, adică plante inferioare acvatice, care în procesul de fotosinteză eliberează oxigen, așa cum se vede în imaginile pe care le urmăriți. Cercetătorii spun că aproximativ 70% din oxigenul anual de pe planetă este produs de fitoplancton. Și, ca să vă fac să vă schimbați și mai mult părerea despre algele verzi, vă spun că acestea conțin de 10 ori mai multă vitamina C decât portocala, de 2 ori mai multă vitamina A decât varza, că sunt bogate în minerale ca iod, magneziu, calciu, fier și multe altele. Au multe proprietăți benefice pentru organism, așa că le putem consuma sau cumpăra produse ce conțin extracte din acestea. Închei sperând totuși ca cei responsabili de curățarea plajelor să găsească modalități mai rapide de curățare acestora și chiar de utilizare a algelor aduse la mare.